reprezentanții municipalității, conducerea Inspectoratului Școlar Județean și a Direcției de Sănătate Publică au discutat în cadrul unei ședințe desfășurate marți, 1 septembrie, cu directorii unităților de învățământ din municipiu pentru a identifica nevoile unităților de învățământ și măsurile care se impun pentru începerea școlii în condiții de siguranță. Pentru ca elevii și profesorii să-și poată desfășura activitatea, autoritățile au decis ca începând de miercuri 9 septembrie, în toate unitățile de învățământ din municipiu să fie efectuate tratamente de dezinfecție. Pentru asigurarea unor lucrări de cablare și conectare la internet a tuturor sălilor de clasă au fost alocați 167.000 de lei, în timp ce pentru achiziția de materiale de protecție, Primăria Zalău va repartiza unităților de învățământ suma necesară pentru ca fiecare unitate să demareze procedura de achiziție directă. După publicarea ghidului de finanțare din fonduri europene, se va stabili procedura de achiziție pentru echipamente din domeniul tehnologiei informației, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente și dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice. Valoarea solicitărilor depășește 12 milioane de lei.